Sfârșitul unei lungi zile de lucru. Șoferii de camion se pregătesc să își petreacă noaptea în apropierea portului Zeebrugge. La volan se vor urca din nou mâine. Nicușor Niculescu povestește pățania unui coleg de-al său. Yeah. So six people got inside his truck. Yeah. Six people, yeah. Am a coleg polis pușcărie, yeah. Problem. But this hasn't happened to you. No. Niculescu ne arată sigiliul aplicat fiecărui container pe care îl transportă. Ușa din spate nu poate fi deschisă fără să fie distrus șurubul. Totuși, mecanismul nu protejează 100%. Șoferii spun că traficanții de persoane găsesc mereu alte metode să treacă de măsurile de securitate. Pe măsură ce șoferii se pregătesc să înnopteze, angajații de la docuri continuă să umple containerele pentru Marea Britanie. Este greu să nu ne întrebăm dacă nu cumva unul din containere e plin cu oameni. Zeebrugge este unul dintre cele mai aglomerate porturi comerciale din lume. Măsurile de securitate sunt severe, însă autoritățile spun că atât de multe containere sunt manipulate încât este imposibil de garantat că niciun imigrant nu va putea pleca de aici către Anglia. Fiecare camion trece pe la postul de control. Vehiculul, șoferii și plăcuțele de înmatriculare sunt fotografiați. Fotografiile sunt verificate, nu și sigiliile containerelor, fiindcă lucrul acesta intră în atribuțiile companiilor de transport maritim și doar un camion din 100 este trecut prin scanner pentru a-i se verifica încărcătura. Comandantul portului spune că autoritatea portuară nu poate controla fiecare container. În condițiile actualelor resurse umane și logistice de care dispune portul, verificările ar duce la întârzieri masive. Ar fi bine să putem scana fiecare container, dar unde să o faci? Numai în port? Ține numai de răspunderea portului sau de întregul lanț logistic? Întrebăm cum ar putea fi împiedicat traficul de persoane, respectiv tragediile legate de această practică. În primul rând, cred că ar trebui să facem tot posibilul să le evităm, dar, desigur, avem de-a face cu activități criminale și, din nefericire, infractorii sunt mereu cu un pas înaintea noastră. Chiar dacă vom intensifica verificările în porturi, ei se vor duce în altă parte. Poliția belgiană a refuzat să facă declarații privind rolul ei în asigurarea securității portului Zeebrugge. Deocamdată se pare că traficanții vor continua să facă negoți cu vieți folosindu-se de acest port, un punct cheie în afacerile lor clandestine cu potențial ucigaș.